Salut, pești! Voi face etalarea pentru săptămâna 25 aprilie 1 mai, o săptămână în care avem în primul rând eclipsa de soare, este cea mai importantă, ea ne influențează foarte mult, pe voi vă do influențează în domeniul comunicării, comunicarea cu apro scuzați-mă, cu, apropiaț cu apropiații cu uh, veri scuze verișoare fratuluri sau vecini uh, o să vedem runele cei care sunteți abonați veți primi automat și runele uh, vă mulțumesc că v-ați abonat deci este o săptămână, să zicem, importantă, fiindcă această eclipsă vă influențează câteva luni de acum încolo. Haideți să vedem. Iată, la baza pachetului, o regină de bâte. O femeie este foarte importantă pentru voi. Poate fi vorba de o, o protecție din partea unei femei care este, dacă sunteți bărbat, o femeie care este virtuoasă, energică, lupte pentru dreptate, pentru adevăr, o femeie cu ascendentul zodia sau luna în berbec sau în leu sau dacă sunteți femeie s-ar putea să aveți și o confruntare cu această femeie. Să vedem cărțile îndrăgostiții pentru voi. Așa. Bun. Deci. Aveți o serie de arcane majore. Am zice că veți avea o săptămână destul de activă. În primul rând, pentru voi. Voi sunteți, poate, în fața unei iubiri. O iubire cu blocaje, cu obstacole, cu probleme de depășit, dar, în primul rând. Veți avea o alegere în față, va trebui să faceți o alegere, o alegere între două lucruri opuse, între uh, viciu și virtute, o alegere uh, între un lanț de fier, un lanț de flori. Sfatul arcanei este alegeți întotdeauna lanțul de flori, fiindcă el rezistă mai mult decât lanțul de fier. În ceea ce privește fericirea voastră, s-ar părea că comunicați foarte bine, poate cu persoana pe care o iubiți, sau cu un copil, sau aveți un hobby legat de comunicare și vă descurcați foarte bine. În ceea ce privește călătoriile, concursuri sau chiar cunoaștere, studii de lungă durată, aveți nevoie de ajutorul unui rege de bâte. Este vorba de un leu, un bărbat cu ascendentul Zodian Leu, care promite să vă ajute, este capabil să lupte pentru dreptate, pentru adevăr, iar voi aveți nevoie de acest ajutor al acestui leu, pentru a călători sau pentru a termina un curs pe care l-ați început. În resursele voastre aveți o perioadă de stagnare. Scuzați-vă! Deci, o perioadă de stagnare, unde trebuie să acceptați faptul că trebuie să puneți mâna pe spadă și să impuneți rațiunea legată de banii voștri, de bunurile voastre, de bunurile voastre materiale. Această rațiune va duce, în primul rând, în fața celor care vă țin în stagnare. Și am putea spune că spada, la fel cum este și balanța cu spada, spada pedepsește pe cei incorecți și îi ajută pe ceilalți. În uh, uh, la locul de muncă sau legat de o problemă de sănătate, vă dați seama că ați făcut niște greșeli. Și aveți totuși acest moment de reculegere, moment în care gândiți și vă dați seama că undeva ați greșit, ar trebui să faceți, să întreprindeți ceva, să corectați ceva, dar vă este destul de dificil și puteți avea și aspecte de păreri de rău, de regrete, să regretați anumite atitudini. În cariera voastră sau venirea voastră, este 8 de monede. Multă muncă, dar am zice că aveți și contestări. Cineva vă contestă o poziție socială, cineva vă contestă o poziție la locul de muncă și nu puteți face absolut nimic decât să mergeți în judecată și să vă irosiți banii, dar totuși aveți această spadă unde clar trebuie să aduceți rațiunea legată de banii voștri, de uh, resursele voastre. În uh, comunicare sunteți azi, aveți lumea, aveți o schimbare, o schimbare profundă, o schimbare care depinde numai de voi. Fiindcă această lume arată că vă schimbați ideile, vă schimbați modul de gândire, vă schimbați creativitatea, vă schimbați principiile, vă schimbați sentimentele, relațiile, chiar energia, vitalitatea, comunicarea. Și am putea spune că aveți o protecție prin această voință, fiindcă totul este prin voința voastră. Depinde de voința voastră. Este un talisman al norocului, această lume. În comunicare. Deci am zice că această schimbare chiar vine în comunicarea voastră. În, Într-un contract, într-o asociere. Într-un proces aveți o veste, o veste care vă dă o stare de captivitate. Nu vedeți o soluție, nu, găsi, nu rezolvați această situație. Nu știți cum să faceți să depășiți această problemă. Totuși este o situație dificilă, dar spatul arcanei este păstrați-vă calmul, eliberați-vă gândurile de gândurile negre, eliberați-vă mentalul de gândurile negre și veți căuta soluții și veți găsi. În Relațiile cu prietenii, protectorii, asociații profesionale, voi sunteți în așteptarea binelui, așteptați să vină spre voi binele, fără să faceți niciun efort. Preferați să stați la umbra pomului și să așteptați acest bine ca el să vină la voi. Deci este cumva un punct de vulnerabilitate. În cămin în familia aveți un rege de bâte un rece de bâte care arată un bărbat tânăr, un săgetător. Un bărbat tânăr care are ascendentul Zodian Săgetător, care cum se spune, aleargă foarte mult, duce vești de colo-colo, face eforturi, dar aceste vești pe care le aduce, nu știi niciodată dacă sunt bune sau Rene, Scuzați-vă ceea ce privește uh, schimbarea voastră, transformarea, uh, moartele, naștere, ceva se va încheia poate fi o datorie, poate fi uh, folosirea banilor celuilalt. Ați luat niște bani de la cineva, brubut i-ați folosit uh, și acum încheiați această situație, uh, veți redea, să zicem, datoria respectivă, o dați înapoi și ceva se încheie. De aici încolo va urma altceva. Nu o să mai uh, încercați să folosiți acești bani, uh, veți încerca altceva este o încheiere, ceva se va încheia în viața voastră, fie că este vorba de o transformare a voastră, o transformare care se produce după o încheiere. <coughs> în sacrificiile voastre s-ar părea că v-ați dorit totuși dreptatea. Ați făcut multe sacrificii și v-ați fi dorit să vi se facă dreptate. Dar această dreptate trebuie să știți întotdeauna că balanța cu spada nu înseamnă de apărat că imediat vine cineva și vă face dreptate. Este bine să vă gândiți că s-ar putea să uh, vi se dea un răspuns din partea justiției sau dacă voi acționați pe cineva de judecată, va trebui să controlați foarte bine situația, să aveți totul sub control și, bineînțeles, să, să uh, vă cunoașteți dreptatea și adevărul etern, dar și uh, judecata umană. Uh, pentru voi, deci aveți arcadele majore pentru, pe voi, îndrăgostiții, Uh, unde voi trebuie să luați să faceți o alegere dar și uh, comunicarea voastră, lumea unde totul se va schimba și totul depinde de voința voastră două arcade majore în transformări, moartea schimbări, datorii și aici legat de sacrificiile voastre, dreptate. eu vă doresc uh, o săptămână frumoasă cu pliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.